Natalia Cheftene aici, vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Eleonora Chistol, o femeie de 74 de ani din satul Copăceni, Sângerei, a muncit la școală o viață întreagă și este respectată de tot satul. Acum, când ar fi trebuit să-și trăiască bătrânețea în liniște, soarta i-a dat o lovitură grea. A făcut o gălăjie, a zis că tu ia ca de azi înainte, mai mult n-ai să intri aici. Am 74 de ani aici, am o grada asta, am trăit. Unde să mă duc eu? Femeia nici nu-și putea imagina că nenorocirea o să vină din partea unei persoane foarte apropiate. Dar ea zice că eu tine până n-am să te ușit și mă duc în pușcărie, nu mă lăs. Doamne, ia că icoana e acolo. Situația în care s-a pomenit Eleonora la vârsta sa înaintată este atât de disperată încât se poate întâmpla orice. E poți să bei într-o zi și niște pastile. Poți să facă altceva într-o zi. Cine îi face zile negre Eleonorei? De unde o alungă și cu ce drept? Oare mai există vreo șansă de împăcare? Sau va trebui să plece în căutarea unei adăpost chiar acum, la început de iarnă? Aflăm astăzi în emisiune. Primele invitate din această seară sunt revoltate și indignate de ceea ce îi se întâmplă Eleonorei. Au venit la noi în emisiune să o susțină în probabil cea mai grea și complicată situație din viața ei. Să le întâmpinăm! Bună seara, doamnelor, vă rog să luați loc. Bună seara. Oamenii, încă-i ziua. Așa, v-ați așezat bine. Acum vă rog să ne povestiți cine este doamna Eleonora pentru voi. Pentru mine e colegă de lucru și prietenă încă de la școală. Așa, am lucrat de o viață împreună într-o școală un an de zile la Slobozia Măgurii, la periferia Raionului. Am trăit la o gazdă și pe urmă am lucrat mai mulți ani în școala din sat. Împreună cu doamna Eleonora. Împreună cu doamna Eleonora, împreună cu fratele dumnei Emilian. Și ce făcea? Ce funcție avea doamna Eleonora la școală? Instructor de pionieri. Să aflăm și colegele dumneavoastră. Voi eu pe dânsa o cunosc de 30 de ani. Ea este cumnata mea. Chiar cumnată. Da, ea este cumnata mea. Și ea vinea la noi, eu mă duceam la dânsa, noi comunicam. Sunteți apropiate? Da, dacă suntem cumnate, pe bărbați noi suntem cumnate. Da. Și doamna de alături? Eu am lucrat la biblioteca pentru copii și ne-am cunoscut la școală. Împreună. Tot la școală, ați fost colegi. Da, și am contactat foarte bine cu dânsa. Așa, și astăzi ați venit să o susțineți. Vă rog să ne povestiți de ce. De ce ar avea nevoie doamna Eleonora de susținerea voastră și de ce sunteți indignate? De atâta că sora ei vrea să o dea afară din casă. Eu să vă spun, surori n-am și nu știu căldura de soră, dar îmi pare că dacă să avea o soră, apoi eu i-aș da șcămașa de pe mine, numai să-mi dă ei pace. Dar voi de ce sunteți indignate? Că îi face o nedreptate? Nedreptate? Dar păi cum? Ce dreptate să-i fac? Dacă eu trăit o viață acolo, asta e casa părintească, săraiul părinții, la părinții, eu dat, părinții i-au dat ea. Și cum așa, cum sora e dreapt să o dea afară? Vreau să o cunosc pe doamna Eleonora. Cum ați descriu? E pentru mama ei a fost o fiică foarte bună, fiindcă sora ei, Sima, a plecat în Tiumeni. Ei, mă rog, așa s-a creat situația, așa. Dumnezeu cu dânsa. Și ăsta, eu o căutat de mama ei. Mă rog, ca cu bărbatul ei, țineau văcșoară, o crescut, o avut grijă de mama 30 de ani cât nu a fost doamna Sima. 30 de ani nu a fost. Da. Uh-huh. E tot timpul a avut grijă de mama. Ea practic locuia cu mama împreună într-o casă. Da, da, doamna Eleonora trăia în sarai acolo, tot timpul a fost căutată. Eu să vă dau un exemplu, numai atâta. E când a venit, vă spun, chiar asta nu a fost așa de durezos. Ea atât de mult a ținut la mama ea. Dacă se duce la cineva, ea nu a furat niciodată nică. Țin minte că odată am făcut niște plăcințele și, mă rog, am primit-o. Cum, mă rog, e obiceiul la noi, la moldoveni. Când colo,
Dar știți că din neatenție, ia uitați, îi dau și lui mama o plășințică acolo. Dar eu zic că n-ai vrea să-i dai și lui mama o plășințică, cum m-am genat de asta, ia? Se duc și lui mama, înțelegeți? E de bucățica din gură lui mama. Și așa o căutat-o pe mama. Dar acum și zile au ajuns. De cât timp a revenit, doamna Serafima? Că a zis că 30 de ani a stat în Tiumeni. De cât timp e revenit? Vreo 7 ani, așa, 8, 7 ani, așa ceva. 2010, chiar nouă se fac. Da, da, cu exactitate nu vă pot spune. Ele, aceste două surori, ele întotdeauna erau în conflict? Nu. Ea vine, ea trăia acolo în Tiumeni și vine cu soțul ei aici, la noi, în Moldova. Și alcumnatul meu, zi de naștere, era vara. Și totdeauna ne ducem acolo, mă, e vara, vine. Și ne ducem, stăm la masă, vorbim toți acolo împreună, era tare bine. Și cât după ce eu venit, cumnatul încă mai trăie. Și toți împacau, tot eu mă aducem la dânș, vorbeau, ei vine la dânș în sarai, acolo. Deci certurile s-au început atunci când? S-a început după ce a decedat soțul lui doamna Leonora. După deces soțului. Dar când a decedat el? 2 ani. Are. Acum am plinit 2 ani. De 2 ani. Până atunci, totul era, era bine. Da, era bine. Deci, dar ca să înțeleg, surorile locuiesc acum într-o curte, da. Doar că în... una în casă și una în sarai, cum se spune la Moldova. Doamna Lia, în acel sarai, cum ziceți, o anexă, da? Și acolo are o tinduță și 2 cămăruțe. Așa, o căsuță mică. O căsuță este mică. Este independentă, cumva, la o femeie... Singură, ei de ajuns, ideea e pace acolo să trăiască așa. Și ei trăiește cu mama în casa aslantă. Serafima. Serafima. Și Serafima tot nu are copii, cum nu are nici acea aslantă. Și poate e cumnată... Deci Serafima cu mama în casa mare. Da, da. Și asta... doamna Lia în acea anexă. Bine, ne-ați povestit despre doamna Lia mai mult, dar povestiți-ne puțin și despre doamna Serafima, dacă o cunoașteți și cine o cunoaște. Da, și pot să vă spun, la o masă când ne întâlneam, stam acolo, vorbim, era bună și așa pe drum când m-a întâlnit, bună ziua, ce mai faci? Știți, nu am fost mult la noi în Moldova, să vă spun. E în Moldova. E bine, ziceți că de 10 ani e de 10 ani, dar știți, e mai vine pe la Chișinău, că zici că are apartament, eu nu știu, și mai vine pe la Chișinău, mai vine în sat și așa când m-a întâlnit, am un ultimul timp, îmi spune, mi-a spus vreo 2 ori că ia că m-a furat cumnata. Zic, și ți-o luat? Mi-a luat bani din casă. Spuneți-mi, vă rog, prietena și cumnata dumneavoastră, ea are unde merge dacă va fi scoasă din casă? De unde poate să ducă? E copii, n-are. N-are și nisoapele. Are o soră la Grigorov, ca soră ce e bolnavă psihic. Și-a cad o fiică de ei. Mai bolnavă. Da, și bolnavă. Acum la mine, de pildă, ca eu s-o iau ca cumnată, eu nu pot s-o iau. Eu am mama mea de 80 de ani, care eu caut de dânsa. Și n-are, n-am condiții, am și bărbat, n-am condiții. Deci ea practic nu are unde merge. Ea n-are unde merge. N-are unde se duce. N-are unde se duce. Cum s-a întâmplat totuși că Eleonora Chistol, la cei 74 de ani, este alungată din casa unde a locuit încă din copilărie și nu de oricine, ci chiar de propria soră? Să vedem cine va povesti, doamna Eleonora. Haideți să o întâmpinăm. Bună seara! Bine ați venit la noi! Așa cum ziceam, îmi pare rău că avem un subiect... trist de discutat în această seară. Da. Știu că riscați să fiți alungată din propria casă. Casă fiind numită acea anexă pe care am văzut-o noi și despre care ne-au povestit și prietenele dumneavoastră. Și vreau să vă întreb, cum ați ajuns să trăiți în acea anexă, având în vedere că alături stă casa părintească? Eu trăiesc în gospodăria dată de când m-am născut. Pe urmă, după ce m-am căsătorit, părinții mei au spus că ia că voi stați în casa mică, dar mama stă în casa mare. Așa ați ajuns să trăiți în această anexă și de atunci, iată, locuiți acolo. Da. Aveți toate condițiile acolo? V-ați făcut tot ce... Ne-am făcut toate condițiile, ne-am făcut căsuța aceea cum trebuie, cu mobilă, cu tot.
Vreau să știu încă un lucru. Doamna Serafima locuiește în casa mare cu mama voastră. Da. Eu știu că ea, da. Dumneavoastră, este în, în viață. Prietenele mi-au spus, prietenele dumneavoastră mi-au zis că ați avut mare grijă de mama până Serafima era plecată. Da, eu am acum cine mama... are grijă de mama voastră? E. Are grijă. Eu cu mama am trăit, nu m-am contat, ușile au fost deschise, la petrecerea luam, unde mă dușeam, zile de naștere i-am făcut, vaca am ținut, nu m-am ascuns cu mâncare, cu nimic. Acum? Da, acum, dacă sora a spus că eu n-am și intrat în casă, eu nu mă intrat acolo. Eu stau practic nu comunicați cu mama dumneavoastră? Nu mă lasă. Mama la mine nu vine. Mama nu vine la dumneavoastră? Dar cât mama dumneavoastră este mobilă, în general? Este din casă? Poftim? Mama dumneavoastră încă mai este mobilă? Este. Ea iese din casă, da? Da. Deci afară comunică. Și comunicați cu mama dumneavoastră? Din o grabă, da. V-ați plâns mamei că, uite... I-am spus că, mamă, ia uite la așa am ajuns noi. Deci s-a întâmplat așa. Dar el zice că eu nu m-am așteptat să fie între voi așa ceva. Nu s-a așteptat? Da, nu s-a așteptat. Că, cred că a făcut documentul ăsta care l-a făcut ieri. Dar mama încearcă să medieze cumva conflictul dintre voi? Nu. Nu se implică? Ne contrăm și e șo de ștaci și zic, mamă, ce se întâmplă asta? Mă, tu poți să faci regulă între noi. Că eu ți fică și e tot ți fică. Și pe ceva? Am atașe. Cred că Sima i-a spus... Noi o să auzim pe mama dumneavoastră în această seară. Am făcut și noi o încercare să vorbim cu dumneai și o să vedeți ce ne-a reușit, dar mai întâi vreau totuși să știu cum s-a ajuns că ziceți că s-a semnat un document. Ca să înțelegem, gospodărie, această casă, era a părinților dumneavoastră. După care a murit tatăl vostru. În 2010, da? Eu am venit acasă și a doua zi a fost de la bătăie și a măsurat tot o gradă. Așa. Dar eu spun, zic, de ce măsurața? Ce înseamnă asta? Dar eu zic că nu te teme că de căsuța ta asta mică nu se atinge. Nu v-ai explicat de ce au venit cei de la cadastru? Nu au venit, da. De ce au venit ei. Pe urmă s-a început un conflict cu nușele. M-am dus la... Bine, a început un conflict cu nușele. Cum s-a ajuns la semnarea acelui document care... V-a privat, practic, de dreptul la proprietate. Ne-am dus la... Eu a spus că mâine, după ce a fost la bătăie, a spus că noi ne ducem mâine la notarul să însemnăm mamei casa, moștenire, să facem pe mama, că mama nu a avut moștenire de la papa. Deci tatăl vostru a murit, care era proprietarul casei, da? Și nu a lăsat un testament. Nu a lăsat. Așa, și trebuie să perfectați actele ca mama să intre în posesia casei. Da. Uh-huh. Și eu a fost la primărie, acolo și-a făcut, nu știu, a venit portiță veselă și zice că mâine ia ca cu sora și ei din Grigorovca și cu tine ne ducem să faci un document pe moștenire pe casa mamei. Așa v-a explicat, da. Serafima. Nu ne-am dus acolo, am stat două ore și am așteptat rezultatul cu măscii și Pancio Aurica de la notar s-a ieșit cu o foaie scrisă și a spus așa: iacă, voi sunteți de acord la toate, adică au spus. La toate trei surori. Da. Uh-huh. Că mama să moștenească mai... ca moștenire, mama rămâne cu casa. Păi eu am zis că, dar cum să nu știu pentru mama să știe moștenitoare acasă. Și atunci... Ați semnat un document. Așa am însemnat. V-ați uitat atent în acel document? Ce nu, eu o citit, o luat foaia și s-o dus înapoi. Așa, noi avem astăzi în platou, o avem pe doamna Verica Năgăcevski, notar. Verica, dacă poți să ne explici da, bună și ziua, nouă ce s-a întâmplat atunci. Cu siguranță că doamna conștient singură s-a privat de dreptul de a participa la culegerea moștenirii rămasă după tatăl său. Este prima greșeală a ei care a făcut-o din start. Asta este pentru toată lumea care o să ne audă și cei care sunt astăzi în sală. Niciodată pasărea de mână nu trebuie să fie dată pe cea de pe gard. Voi ați refuzat în folosul mamei.
Deci voi, așa, conștient, nu ați vrut să primiți moștenirea tatălui, chiar care vi s-a fi cuvenit. Chiar locuiați cu mama împreună. De ce ați făcut? De ce ați semnat asta? Dacă unii și-au spus că pentru moștenire, pentru mama, și pentru asta am semnat. Pe urmă de amă s-au văzut, dar că nu e dar așa. Dar toate trei surori ați semnat? Toate trei au fost. Ați văzut și pe Serafima să semneze și pe sora din Grigorievca sau de unde? Da, da. Spuneți-mi, vă rog, trei ați semnat. Atunci, spuneți-mi, vă rog, nu toate trei. Numai noi, numai eu și cu Clava, sora. Dar e nu a citit-o și eu am fost la doamna Tanciuc, deși e, nu e citită. E a făcut mama document pe casă și e... De atât nu s-o iescăli. Nu, ceva nu corect, vă zic, se expune aici acum fabula. Fabula ar fi fost că ele au refuzat de la moștenire în folosul mamii, mama a devenit proprietară pe averea tatălui, pentru că, adică pe averea soțului ei, deoarece averea lor împreună este dobândită în timpul căsătoriei o doime și așa era mamii, dar mama a primit doimea soțului său. Deci ele au refuzat de la o doime care le-ar fi revenit lor după de accesul tatălui. Acum problema este că mama fiind, așa intuiesc eu pentru că nu am documentele în față, mama fiind proprietară 100% pe toată averea, ea a făcut donații surorii pe casă, da? Și terenurile, la fel, cred că le-a donat surorii. Da, dar sora a știut că căsuța ce e mică e a mea și casa e a mamei. Deci, și când a fost la bătăiu... Asta ceea ce știți dumneavoastră, dar de fapt este o proprietate întreagă. Nu așa că căsuța. Deci dacă dumneavoastră ați fi vrut ca acel acaret, cum spuneți dumneavoastră, căsuța mică să fi fost a dumneavoastră, trebuia să vă duceți la organul cadastral, la oficiul cadastral, să invitați inginerul cadastral ca să vă delimiteze și să vă facă număr cadastral separat anume pe acest imobil. Ceea ce nu a fost făcut. Adică este o scăpare din punct de vedere tehnic făcut și juridic. Dar asta este conflictul. Legal, doar una din cele trei surori este proprietară. Da. Și nici măcar mama nu mai poate face dacă nimic. Dacă mama a făcut donație, acum întrebarea mea este că mama este în deplinătatea minții? Da, da. Mama în deplinătatea minții, deci nu stă la evidență nicăieri. E un caz clasic când notarul a verificat care este capacitatea de exercițiu a persoanei, a venit și a făcut o donație. Eu mă înțeles că sunteți trei surori, da? Dumneavoastră, Serafima și încă a treia soră. Da. Deci am înțeles, a treia soră are probleme ceva mentale. Este la evidență? Da. Bine, deci dacă este la evidență, urma să fi verificat capacitatea de exercițiu, dacă are dreptul să semneze un așa refuz notarul. Dacă notarul a verificat capacitatea de exercițiu sau dacă a verificat cât de sănătoasă este sora dumneavoastră notarul. Da, dar vezi că cum nașini trăiesc trei surori, trebuie să ne aduni, ne spui chiar ca și trebuie să facem cu gospodăria și știu și eu. Dar eu n-am știut nică, eu tot am o părticică în gospodăria și ați refuzat. Ați refuzat de la părticica aceea când ați refuzat de la moștenire. Dumneavoastră ați înțeles ce semnați? Eu nu am înțeles. E atunci nu înțeles. E acum a văzut. Păi și cum vă puneți semnătura pe un document pe care nu-l înțelegeți? Și mama nu i-a lămurit nici ei. Așa cum v-a zis doamna Viorica Nagăcevski, asta a fost prima dumneavoastră greșeală. Doamne, ei nimeni nu am luat, eu vă spun. Acolo nu chip de trăit. Nu chip, eu și aud acolo cum se fădesc el, acolo e adul. Dacă ai auzit ce înseamnă ad, apă nu mă întreba pe mine. Eu am fost și la Sudmed Expertiz, la Bălți. De aici atât părul smult la mine din cap. Ia uitați-vă ce am eu aici. Ia uitați. Da, de ce i-ai rupt părul din cap? Părul din cap? Ia ca și mie i-ai rupt părul din cap. Numai nu ziceți că acela e părul dumneavoastră, doamna Eleonora. Da. O să mai întrebă o întrebare. Ai luat atât, n-am găsit nică. Din container n-am găsit nică. Doamna Eleonora, ai luat 4.000 și 100 de euro. Nu, luați! E pentru mama ei a fost o fiică foarte bună, fiindcă sora ei, Sima, a plecat în Tiumeni.
îi dă de bucățica din gură lui mamsa. Și așa o căuta tot pe mamsa. Dar acum și zile au ajuns. Da, acum, dacă sora a spus că eu n-am și intrat în casă, eu nu mă întreb acolo. Eu stau la practic, nu comunicați cu mama dumneavoastră? Nu mă lasă. Mama la mine nu vine. Mama nu vine la dumneavoastră? Voi ați refuzat în folosul mamei. Deci voi, conștient, nu ați vrut să primiți moștenirea tatălui chiar care vi s-a cuvenit. Chiar dacă locuiați cu mama împreună. De ce ați făcut? De ce ați semnat asta? Dar unii și-au spus că pentru moștenire, pentru mama, și pentru asta am însemnat. Pe urmă de anul. Dar eu n-am știut nici, eu tot am o părticică în gospodărie. Ați refuzat. Ați refuzat la părticica aceea când ați refuzat la moștenire. Dumneavoastră ați înțeles ce e semnat? Următorul nostru invitat este vărul celor două surori aflate în conflict, dar îi ține parte Serafimei. Ce argumente are, ne va spune imediat. Domnule Ion, vă așteptăm în platou. Bună seara, domnule Ion, vă rog să luați loc. Domnule Ion, ați spus că o credeți pe Serafima în acest conflict. De ce? Vă rog să ne explicați. Trei ani vine ei și-mi plânge. Astea-s verișoarele mele, asta și aceea. Asta știm. Și e trei ani vine și-mi plânge în ei. Și nu că plânge așa prostă, dar stremură tu. Despre ce vi se plânge, Serafima? Se plânge că asta, eu rup mâna. Pe urmă... Cine, doamna Eleonora? Da, e spune, de Eleonora. Pe urmă a fost furtul mare. Pe urmă i-a luat banii. Ce bani? A fost vreo 4.000 de euro i-a luat. După a fost deodată 3.000 și apoi deodată i-a luat 4.000. Asta pe spus-o ei. Vine și răcnești că eu o ține pentru mămica, s-o îngroape. Că mămica are 100 de ani. 94. E 94, 95 de ani. Ține pentru dânsa. Pe urmă s-a început într-așa situații că a luat și i-a turnat să o trăjească. M-a început să plâng, a fost la spitalul și a zut acolo două săptămâni sub capelniță a șezut. Pe urmă a mers vorba între aceea că a venit și răcne la mine că eu smulg tot părul din cap. Ia că părul e la dânsa, cu dânsa unii. Ei pleașcat tot. Părui cu dânsa, ce cu dânsa, da. Și ea ca la dânsa stă din cap. Acolo nu-i viață, dar acolo e ad. Dar spuneți-mi, vă rog, domnule Ion, dacă toți sunteți verișori, sunteți rude, nu? Da. O credeți pe doamna Eleonora în stare să-i rupă mâna surorii sau să o otrăvească? Sau adică să ia 7.000 de euro? Adică e singur să o rupă mâna, oricum. Nu, vă întreb pe dumneavoastră, o cunoașteți bine pe doamna Eleonora? Cum să nu cred dacă eu cu mâna rupă? De ce doamna Eleonora ar face toate aceste răutăți surorii sale, Serafimei? Doamna Eleonora, după cum înțeleg eu pe spusul Simii, care vine și plânge, e, nu știu cum se cheamă în limba noastră rusă, ona hoce dăcanat eu, și pana să mă uiecala tot, da. Откуда приехала? Aha. Și pana осталась одна хозяйка та. Понимаете, что дело? Я в Магине не марус аж говорит, decât în limba aslantă. Și chiar vă vine să credeți? A? Și chiar vă vine să credeți? Așa, sincer. Nu dacă părul din cap s-a dus, de o trăjit, a fost în spital, mâna ruptă, nu cine eu să cred. De câte ori ați întrebat pe Eleonora dacă soră minte sau spune corect? Ați întrebat pe Eleonora? Eleonora spune așa, e să faci cruci, că e n-o luat. Bun, atunci cum nu crezi pe Eleonora și crezi pe cealaltă? Că ea nu face cruci, asta face dar cruce sau... Dar până ziua vine și plânge. Bă, da, o să plânge și unde acum plânge și ea. Dar uite că acum plânge și ea. De ce ai păcălit pe sora ta? Domnule, ascultă, acolo e ad. La ea, că chiar așa e păcălit. Ad, știi ce înseamnă ad? Acolo nu chip de trăit. Dacă ai auzit ce înseamnă, a, dar până nu mă întreba pe mine mai mult. Domnule Ion, dar eu vreau să vă întreb altceva. Fiind verișor celor două femei, cum credeți, Serafima procedează corect că o scoate din casă pe propria ei soră la bătrânețe și vrea să o... Eu nu știesc să lase pe drumuri? Asta eu nu știesc că e drept așa ceva. Dar dacă nu-i viață, nu-i viață. Eu i-am spus. Lasă să plece ea dacă nu-i viață. Ea n-ascultă, Ion. De ce nu-i viață, mă gradă?
Ea are apartament la Chișinău, ce nu se duce? Da, de ce i-ai rupt părul din cap? Părul din cap? Ia da. Ca și mie i-ai rupt părul din cap. Numai nu ziceți că acela e părul dumneavoastră, doamna Eleonora. Da. Poftim? V-ați adunat părul rupt de sora dumneavoastră din cap? Da, da, da. Da. Când am venit la Tiumeni, e vine și vă spun, e vine la ușa mea și mă provoacă. Domnule Ion, dumneavoastră aveți frați drepți? N-am frați. N-aveți frați. Dar dacă ați avea, v-ați permite să vă scoateți sora sau fratele din casă și să-l lăsați în drum la bătrânețe? Dacă te mănâncă de jiu și-ți vrea rău, și vrea acolo, i-ar spune, oare eu mă duc oartură mâini? A venit timpul să o auzim pe sora eroinei noastre, cea care o dea afară din casa unde au crescut împreună de mici. Ce argumente are să-și lase ruda pe drumuri la bătrânețe? Suntem gata să le aflăm. Doamna Serafimă, vă așteptăm. Doamna Serafimă. Bună seara, doamna Natalia. Bună seara, vă rog. Doamna Serafimă, până acum am vorbit tare mult de dumneavoastră. E sora dumneavoastră, Eleonora. Da. Așa, sunteți surori drepte. Da. Așa, rude cele mai apropiate. Poftim? Rude cele mai apropiate. Da, desigur. Mai apropiate decât sora și mama, nu mai aveți pe nimeni, nu? Nu. Așa, și acum, doamna Serafimă, spuneți-ne, vă rog, de ce o alungați pe sora dumneavoastră din casă? Doamna Natalia, când trăia soțul și noi vineam în concediu, soțul ei era, la noi era, cu mâncam la o masă, era tot bine. Asta s-a întâmplat mai cum s-a agravat mai tare situația după ce s-a trecut soțul ei din viață. Haideți să vedem, aceste conflicte și așa cum a zis domnul Ion, la voi e iad în casă, aceste conflicte nu mai contenesc. Din scandaluri nu mai ieșiți. Și echipa noastră de filmare a fost martor la unul dintre aceste scandaluri. Haideți să vedem. Eu afirist în nocri, des ascultați-mă, mă curați, prietă, eu am înghețat în țară de acolo. Eu n-am avut mamă, n-am avut pe nimeni acolo, eu am fost trăit. Ai avut sărbată, ai avut. Și-am zis că am soră, am zis că am soră, dar e mă curată. Containerul era testat. Mi-au luat vazele mele, ea ca să râd ca și-ai proastă. Că nu a lucrat și nu știe și ei asta, înțelegeți? Și mi-au adus în cocoroc să vedeți că tot acolo ea, înțelegeți? Na, cine chema fur? Cum te nu înțelegi? Eu rămân fără nimic. Păi nu luat și hârtie de toalet. Înțelegeți? Și e goală cu papul. Și e goală cu papul. Goală cu papul și gata, eu n-am să poți zășinit. Ai dovesc. Că are, Tamara. Ai dovesc, și ar. Cine nu vă zic cu tata? Dar tu n-ai dovesc cu nimic. Dar tu, mă fă, ai dovesc, mă luat banii. 2 ani de zile au fost aici, am fost în gardevat. Am o legat și în gardevat. Doamne, ai fa! Doamne, ai fa și le-ai pus. Doamne, ei nimeni mai luat. Cum ai intrat și le-ai luat și... Doamna Iorică, doamna Natalia. Nu știu, eu am dat grurile mie, nu îi să-i le dau. Dar eu îi să-i le dau. Eu sunt mama mele. Și luai chești cu ei, ușurile și intrai și ne luai lucrurile mele. Care chei? Care chei? Că chei de la ușa de la intrare ne le-ai luat. Și iată, cum eu și m-a bătut pe mine, ia pe aici, ia, și m-a dus așa din moțoc până în casă. Doamna Natalia. Și șeagă-ți-mă. Păr. A cui? La moțoc, a nem. Și m-a tras de păr, m-a apucat de moțoc și m-a dus până în casă la mama. Și eu i-am spus, mamă, iată ce faci și ei. Mama nu a făcut dreptate între noi, ieși odată. Iată, dar iată, tu ești soră și eu soră, tu ești față și tu nu ești față. Deși, papa nu a făcut dreptate. Scandalul nu s-a încheiat acolo, noi am oprit. De ce v-am arătat aceste secvențe? Ca să vă vedeți dintr-o parte. Doamna Natalia. Și să înțelegeți, și să înțelegem și noi cu toții care este viața voastră. O ratat voastră. O coftă bărbătească și nu știu încă și așa. Nu vă supărați, ce aveți în pungă? Dar păi eu să vă arăt, deși am venit cu cășilă, e ca să vă arăt. Dacă vreți să o scoateți, dar nu neapărat, așezați-vă. Să vedeți cum eu am fost și la Sudmed Expertiz, la Bălț. De aici atât părul smult la mine din cap. Ia uitați-vă ce am eu aici. Ia uitați. Și este smult, adică l-ați pierdut din cauza voastră? Părul tot cu jiți așa. Dar tot avarat, mine mă bat. Și nu înțeleg de ce părul este în pungă. Că eu ți-am luat fața de masă, ți-am luat fașele de vie. Cum e, eu smult tot. Știți, smulge parcă găina o...
Și tot nu poți să iei să smulgi pienele așa de vie. Aici eu simțeam tot cum se duce. Deci am înțeles, fiecare ați venit cu niște dovezi, fiecare ține un pungă, părul smuls de, de sora ei. Așezați-vă, domnule Serafim. Eu sper că v-ați privit dintr-o parte și cumva v-a frapat ce ați arătat. Doamna Eleonora, eu am înțeles, da, mulțumesc. Eu vreau să vă întreb, era și a treia femeie acolo, doamna Serafim, așezați. Era mama. Câți ani are mama voastră? 95. Multă sănătate pentru dumneaei, deși nu știu cum rezistă să trăiască în aceste conflicte. Spuneți-mi, vă rog, cine are grijă de mama voastră? Eu. Dar până acum. Dar atât cât ați lipsit, cât ați lipsit de acasă? Eu, mulțișor, vă 30 de ani. Până atunci? Dar cum? Noi vinem cu soțul în concediu, nu postoiam totdeauna acolo. Vinem cu soțul acasă. Și până atunci cine avea grijă de mama dumneavoastră? Sora Clava sau Eleonora? Sora Clava nu, că e bolnavă. E cum e, vine la mama. Așa. Cine avea grijă de mama voastră până erați lipsă? Cred că dumneavoastră, sora, eu nu știu. Eu n-am fost acasă, mama nu mi-a spus nimic. Noi am încercat să vorbim cu mama voastră despre tot ce se întâmplă între voi două. Iată cum a fost. Casa a cui, amuia? E mie. Casa a cui casa? Casa? E mie casa, amuia. Amuia nu e matare, e mie documentele. Da, e ei. Dacă eu sunt bătrână de 90 de ani, să ajung eu la lângă mama din casa ei, cum nu e rușine, și concertul ăsta și o trăită învățător. Înțelegi? Vreți să trăiți cu Leia în casă sau nu? Doamne ferește! Nu? Vreți să o dați afară de aici? Dar dacă fură, las-o să duc! Las-o duc! Doamna Serafima, mai mult v-am auzit pe dumneavoastră. Mama cumva repeta cuvintele pe care le băgați în urechi. Dați chiar să vă spui și cum intra sora în casă. Deci, din ce am văzut din filmuleț, mi se pare că... Deci, la prima întrebare, mama a zis că casa este a ei. Deci, în accepțiunea ei, ea și-ar dori să fie casa a ei. Părerea mea este că a doua oară a răspuns că este casa dumneavoastră și conștientizează. Dumneavoastră foarte fericită, dar eu cred că mamei este frică de dumneavoastră. Dar este frică că la 92 de ani poate să rămână ea în stradă. Doamne ferește! Dar eu vă garantez că asta se întâmplă în capul ei. Nu. Fiindcă ea și-ar fi dorit să fie casa ei și să trăiți voi ambele acolo. Dar din frica care dumneavoastră inspirați, mama preferă să mai trăiască câteva zile care le mai are, dar să fie asigurată. Doamne Serafima, dar explicați-ne, vă rog, cum surorile dumneavoastră au rămas fără moștenire după tată, da? Și dumneavoastră v-ați pomenit singura proprietară a casei, a gospodăriei, a pământurilor, nici măcar mama nu. Da, păi eu de unde știu, dacă a mers mama cu mine, vă spun la notariusul cu și-o spus, că gospodăria tot este ea, rămâne după fata asta mai mică. Da, mama a spus. Dar Claudia a fost invitată la notar, Claudia. Da. Claudia a dat o declarație de refuz de la moștenire? Ies-o iscălit, da. Cu renunțat la moștenire. Fiind în incapacitate de a face acest lucru, pentru că am înțeles că ea are o problemă de sănătate. Da. Vă spun cum a fost. A fost Ce au semnat surorile dumneavoastră la notar și nu ați semnat dumneavoastră? Pentru ce ați fost atunci la notar? Le-a chemat notarul. Așa. V-a chemat pe toate. Pe toate. Așa. Că cum ele nu vor să iei parte din această... Deci au renunțat la moștenire. Da. Iar dumneavoastră ați vrut. Ce să vrem? Nu, ea tot a renunțat în folosul mamei. Eu așa am înțeles sau că toți... Sau ați renunțat și dumneavoastră. Cum a fost? Ce ați semnat acolo? Eu n-am însemnat nimic. Ele numai pe două surorile astea le-a chemat notarius și-a însemnat acolo. Refuz. Refuz, da. Așa. Pe dumneavoastră, nu v-a întrebat să veniți să semnați că refuzați? Eu m-am dus schema pentru moștenirea mamei. Dar dumneavoastră le-ați întrebat ce semnează ele? Eu nu m-am dus pentru refuz. Dar cum? Dar notariusul le-a spus. Nu eu să le spun, dar notariusul le-a spus. Dumneavoastră ați întrebat notarul. De ce doar ele semnează? Poate semnau altceva? Sau dumneavoastră conștientizați că ele o să renunțe și dumneavoastră nu? Pe mine nu m-a întrebat notarius că eu să iscălesc, că mă eliberez de gospodăria asta. Pe mine nu m-a întrebat nimic.
Înțelegeți? Și dumneavoastră automat ați rămas singura moștenitoare, într-un fel. Și a fost simplu noroc? Poftim? A fost simplu noroc că dumneavoastră ați moștenit sau cum? Știți, sau a fost regizat? Aici nu-i mare noroc, că acolo e o casă de 200 de ani. Eu am venit acasă, casa și e spre bușe. Eu am șcaturit-o, eu i-am făcut caridor, eu i-am făcut gard prin prejur. Niște borți în fața casă, că Doamne ferește. Dar de ce dumneavoastră nu-i donați bucățica aceea de teren pe care este căsuța aceea mică și faceți un gard de 20 de metri înălțime? Apoloști. Ca să nu vă vedeți, să nu poate sări gardul cumva să vă fure nimic și separați-vă, dar dați-i voie să locuiască și acolo. De ce nu-i donați o bucățică din tot ce aveți dumneavoastră? Haideți să auzim pe doamnă. Nu-i tip de făcut așa gard, înțelegeți? Acolo dar să-i donați acea căsuță. Casa. Doamna Serafima, de ce să nu-i donați surorii dumneavoastră acea căsuță? Și ea să mă furi înainte. Eu când i-am spus ei, nu mă fura. Deci dumneavoastră sunteți conștiente că ea vă rămâne practic în stradă, la bătrânețe. Eu nu știu eu unde ar să rămâi. Nu pot și să nu vă interesează. Nici nu mă interesați că e tot mă furat. Doamna Eleonora, dar haideți să ne imaginăm că dacă ați ajuns în instanță, mâine vine un executor judecătoresc și vă scoate silit din casă. Unde mergeți? În drum. Unde să mă duc? Eu nu am unde de asta și vă întreba, da, aveți nu unde merge? Lucrul ăsta. Doamne Eleonora. Nimeni nu e cu dânsul necă, e pat, scându-o și atâta. De atâta, nu trebuie să furi atâta, voi sobi să atâta, atâta lume. Ce-am furat eu? Cum? O să mă întreb în urmă întrebarea. Ai luat atât, n-am găsit nică, din container n-am găsit nică. Container, stai paspor, container. Doamne Eleonora, nu vreau să ne spuneți despre container și nici dumneavoastră, doamne Serafima, pentru că acel scandal pe care l-am urmărit filmat va continua aici. Este continuarea aceleași scandal. Opriți-vă, vă rog. Eu să vă întreb doar un lucru. Doamna Eleonora, opriți-vă, vă rog. Care credeți că este soluția? Și dacă puteți să vă împăcați la acest moment. Soluția e și aiași? Că e trebuie să ne aducă lucrurile și bani. Așezați-vă. Dați-mi voi un cuvânt să spun. Vă rog. Din tătă inima aș vrea să aduc poligraf aici împreună cu advocatul și să iei poligraf aici aș spune: doamna Eleonora, ai luat 4.000 și 100 de evra. Nu! Logi! Chiar nu credeți că lucrurile pot fi și acest conflict poate fi rezolvat între voi două, ca între surori? Ca între surori, eu încă o dată spun că eu acolo am lucrat și ne-am făcut pensia și ei ne-au luat pensia mie să ne aducă banii și furturile care ni le-au luat. Suntem pe final de emisiune, dragi experți, vă rog frumos să vă expuneți. Doamna Eleonora. Nu știu dacă v-a explicat cineva, fiindcă noi vorbim și până acum în platou s-a vorbit că dumneavoastră ați fi definitiv proprietar pe casă. Din punct de vedere juridic, în situația în care noi studiem dosarul, dar eu am mari semne de întrebare la cum a fost perfectat dosarul la notar și ulterior cum s-a făcut donația. Și mai ales am semne de întrebare la buna credință a dumneavoastră și dacă n-ați acționat cu viclenie și dol în termeni juridici, ca să poată fi anulat toate tranzacțiile. Și să revenim la situația inițială. Și aici mă adresez dumneavoastră, să fiți foarte atentă, aveți șanse foarte mari să anulați tot ce a avut loc, să vă luați un avocat bun, ca să luați direcția corectă și toate actele astea, în situația în care se demonstrează că dumneavoastră ați acționat cu rea credință, pot fi anulate și foarte ușor. Deci să anulezi un contract de donație este foarte greu? Trebuie să ai motive extrem de verosimile, de pertinente și direct. Este foarte greu. La moment, din punct de vedere juridic, da, legea este de partea Serafimei. Dumnezeu are tot dreptul să se vedea afară din casă, cu păreri de rău, dar donația este un contract translativ de proprietate. Dumnezeu este proprietar și de fapt și de drept. La moment este situația așa cum este. Însă, ce soluție ar fi pentru doamna Eleonora ca să nu rămână la 75 de ani? Mă mir cum de până acum nu a, într-adevăr, nu a intervenit cu o cerere de chemare în judecat de declarare a nulității contractului. Iarăși, trebuie să te miri absolut. Pe mine mă mir un fapt, doamnelor. Eu, știți, mă uit la dumneavoastră, eu nu pot să vă cer să fiți deștepți într-un anumit domeniu, dar la vârsta care o aveți, ar trebui să fiți înțelepte. Ceea ce vouă, într-adevăr, vă lipsește. Iată momentul ăsta când am văzut conflictul cel arătat la monitor unde ca doi câini lătrați unul la altul, la vârsta care o aveți și vă generațiile tinere, ceea ce trece între două surori la așa o vârstă, eu, sincer, am rămas perplex de ceea ce am văzut. Deci, eu consider că dumneavoastră procedează foarte urât față de dumneavoastră. Nu o susțin categoric. Dar legea
în care ajutați este de partea dumneiei. Și chiar dacă o să porniți o acțiune de declarare a nulității actului de donație, asta o să dureze. Haideți să auzim părerea și al treilea, celui de-al treilea jurist care este... Eu insist ca replică, fiindcă mă simt ofensată. Și domnul coleg... Nu, ca să fie clar pentru toată lumea și toți telespectatorii. Dumneavoastră nu aveți o hotărâre definitivă și irevocabilă. Doar din acel moment vă poate da afară. 1. Situația nu-i pierdută, cu toată stima și respectul. Din materialul care a fost prezentat, este foarte evident că mama acestor două surori este influențată de către doamna Serafima. Și asta o poate ajuta pe doamna Eleonora? În mod normal, da. Ca să fie invitată în ședință de judecată, să fie asistată de către un avocat care să explice toate drepturile și, respectiv, în acest mod, consider că doamna Eleonora urmează să procedeze anume în acest caz și să nu cedeze, pentru că, într-adevăr, în prag de iarnă nu este omenește și nu este creștinește. De asta apelez la dumneavoastră și la înțelepciunea dumneavoastră ca să profitați de timpul care, de ani care, de fapt, v-au mai rămas și să vă așezați la o masă rotundă, mai întâi de toate, să discutați toate problemele care sunt în familie. Doar încă o remarcă care este o remarcă juridică. Poate nu toți o văd, dar pe lângă revocarea donației mai aveți o soluție. Aveți dreptul juridic. În timp de 3 luni, de când ați aflat astăzi că vă poate da afară exact sora dumneavoastră, să renunțați la acel act care l-ați semnat, prin care ați dat în favoarea mamei. Și știți de ce? Fiindcă ați fost mințită și indusă în eroare, fiindcă atunci dumneavoastră v-ați dat mamei, fără grijă că o să fiți dat afară. Iar în situația în care s-a acționat cu rea credință, aveți tot dreptul ca să înaintați o acțiune și spuneți: păi eu am donat mamei cu inima deschisă, dar nu am donat ca să fiu dat afară. Și asta a fost din partea surorii, în care ea a menționat că au semnat două surori, dar dânsa nu a semnat. Mai este o problemă cu cealaltă soră, dacă avea sau nu discernământ. Din momentul în care aveți un avocat, studiază dosarul, aveți două căi pe care puteți să mergeți să le folosiți. Doamna Eleonora, aveți un avocat, din câte știu eu. Hai. Așa, probabil va fi o remarcă bună și o recomandare bună pentru avocatul dumneavoastră. O să dau și eu ultima recomandare, probabil mult mai simplă. Dragi telespectatori, așa este, ca la nebun noi. Mai tare. Asta avem. Doamna Eleonora, o să cereți la instanță care mergeți o expertiză psihiatrică a surorei dumneavoastră, bazându-vă pe acele structuri genetice care aveți, inclusiv cu sora cealaltă, și mult mai ușor veți atinge scopul care vreți. Domnule Mohamadi Fard, credeți că există o soluție în afara instanței pentru aceste două femei? Cu siguranță, dacă o să fie un psiholog, psihiatru bun... Este loc de împăcare. Nu că loc de împăcare, loc de creștere fiecare dintre ele. Dar cât despre împăcare între ele două? Cu siguranță trebuie să crească. Vă dați seama că ele se comportă exact ca niște copii 7-10 ani. Doamna Serafima acționează așa în raport cu sora ei pentru că ea undeva conștientizează că a greșit. Practica o lipsește de proprietate pe sora ei dreaptă. Și atunci ea invocă niște mecanisme de proiecție și tot ceea ce spune că i s-a furat, că i s-a luat, că i s-a luat Batiste bani, de fapt este ca o justificare pentru acțiunea ei mârșavă pe care a făcut-o în raport cu sora. Ultimul cuvânt îți aparține. Îmi pare foarte bine că este ultimul cuvânt, pentru că pentru ambele surori, eu să vă zic că am și eu o soră. O iubesc la fel de mult cum aș iubi, cred că fiecare cine are soră, și avem și noi o casă. Pentru noi este valabil. Casa părintească nu se vinde. Nu se vinde pragul părintesc. Eu sper că dumneavoastră o să luați în considerație aceste lucruri și o să trăiți în bună înțelegere în continuare. Aici încheiem liniște și pace vă doresc. Dragi mereu alături.